alleine nach Rumänien. Ich fuhr hoch in den sechsten Stock und stand wieder vor unserer Tür. Ich sperrte die Tür auf und es war ein anderes Schloss. Und als ich eintrat, da war ich schockiert, denn es war ein anderer Geruch. Este o poveste pe care o port cu mine, după cum ați văzut din film, de foarte mult timp. Și când a venit vremea să fac filmul de diplomă, care avea să fie un film lung, am folosit prilejul pentru a face această poveste, mai ales că și financiar și din punct de vedere al timpului aveam destule resurse pentru a face așa un film. Părinților le-a plăcut filmul ca creație, ca lucrare. Nu cred că au fost foarte fericiți cu modul în care i-am prezentat, poate un pic prea direct, poate un pic prea aspru și prea tare întrebat. Și povestea care a rămas deschisă este întrebarea dacă eu am vrut să plecăm sau nu, care până în ziua de astăzi este, deci divachează. Deci ei zic că ei cred că eu am vrut să plec și eu cred că nu știu, n-am vrut sigur să plec. Deci asta n-am reușit nici cu acest lung film să o descălcim. Dar sunt mândri, bineînțeles, că am făcut filmul și că a ieșit bine. Deci sunt două feluri de reacții la acest film. Sunt oameni care sunt ca și mine fiice sau fii de oameni care au plecat sau fugit cândva, care sunt foarte bucuroși și vor să arate chiar părinților filmul, pentru că acest mod al meu de a vorbi cu părinții despre această poveste și de a o duce foarte adânc și a încerca totuși să aflu tot ce a fost, e un lucru care și ei și-l doresc și de multe ori am aflat că părinții tac și nu vor să discute sau bunici și așa mai departe. Și a doua grupă de oameni sunt oameni care de obicei nu sunt români, sunt oameni care au și cu părinții lor anumite probleme de dialog și sunt bucuroși că eu am luptat pentru cei care nu pot să vorbească cu părinții și împotriva părinților care nu vor să răspundă la întrebări și de modul meu dârz în care eu am continuat să întreb chiar când părinții nu voiau. Deci întrebarea dacă ar fi fost mai bine să rămânem în România, la asta tata spune de fiecare dată când vine în România, zice da, totuși mai bine că n-am rămas, pentru că uite că foarte încet e mai bine în România și aceleași mizerii și corupție și chestiile astea care ce păcat, dar... Deci el nu s-ar întoarce, tata, bănuiesc că nici mama, dar eu nu m-aș întoarce definitiv, aș sta o vreme aici să fac un film, două. Și unchiul meu l-a iertat pe tata, cu prilejul filmului am și... declanșat o mică discuție între frați despre această problemă, despre această temă care nu fusese discutată, deci se făcuse toată lumea că plouă. Deci nimeni n-a spus că îmi pare rău sau așa și acum când am fost la București la filmări, cei doi frați, deci tata și unchiul meu, au discutat un pic despre asta și unchiul a spus că l-a iertat pe tata de mult și bineînțeles că tata se simte prost. Nu e așa bine ca un bătrân, e mai greu cu sănătatea. Am aflat că costă un medic de inimă 200 de lei o consultație și știu că mătușa mea cred că are vreo 700 pensie sau așa. Deci nu e un loc ideal ca bătrân să stai în România, după informațiile mele. Vreau să vă întreb, de ce ați așteptat 20 de ani ca să puneți această întrebare, părinților mă, întrebări pe care am văzut că erau și surprinși că le puneți atunci și dacă s-a schimbat în vreun fel relația dumneavoastră cu părinții după acest film. Da, m-am mirat și eu că după 20 de ani de ce pun întrebarea. Am pus întrebarea asta și credeam că răspunsurile vor fi cele la care mă aștept. Dar mi-am dat seama că nu erau într-adevăr adevărate sau reale și căutând tot mai înăuntru mi-a părut rău cândva că am întrebat și descoper acum că, bineînțeles că probabil că orice copil ajunge la această descoperire, că părinții sunt și ei oameni, deci părinții nu sunt o chestie pe un soclu la care te uiți și la care accepti tot ce zic. Au și ei probleme și nedumeriri și fac și ei greșeli și asta nu mi-am dat seama până la filmul ăsta. Deci acum părinții sunt pentru mine niște persoane
cu care am legături, și, dar sunt, bineînțeles, tot părinții, dar îi privesc un pic mai diferențiat după filmul ăsta, poate din păcate. Mă cheamă Șerban Tătaru, mă cheamă de fapt Șerban Oliver Tătaru, în Germania mă cheamă Oliver Tătaru și m-am născut la Sibiu în 1973, dar am trăit la București cu părinții mei, care și ei s-au născut la Sibiu. Tatăl meu este istoric de artă, mama este profesoară de engleză. Am emigrat în 1989 în Germania. Tatăl meu fugise în 87. Povestea asta este întâmplător și povestea filmului pe care îl prezint în festivalul Astra. Go. Da. Spune-ne în două, trei cuvinte despre film. Despre mine să vă mai zic nimic? Am studiat și așa. Pot să ne zici, ar fi minunat. Am studiat, că poate faceți o chestie ce au făcut oamenii. Am studiat întâi etnologia la Heidelberg, 4 semestre. Specialitatea noastră era sud-estul Asiei și am învățat foarte mult Malinovski, care este părintele etnologiei. Și într-un moment m-am uitat prin niște reviste și am văzut că ce învățam noi de fapt nu prea mai exista decât în foarte mici puncte și că toți sălbaticii au șapcă și motor Johnson pe barcă. Și atunci am zis că poate nu fac asta, m-am și interesat ce câmpuri de activitate există în Germania și ori lucrez la facultate, ori în industrie, ori chestii de astea care nu m-ar fi interesat. Deci să mergi să cauți cu negri în spate care îți duc lăzile, să faci poze, nu se mai face așa de mult astăzi. Și așa că m-am hotărât să mă duc să fac film documentar. Și am plecat la München, unde am început în 98 să studiez. Spune-ne puțin despre filmul pe care să-l prezinți aici în festival. Filmul este un film foarte personal, pe care am și ținut să-l fac singur. Și am făcut în afară de montaj totul. Deci am ales tot ce se vede foarte cu grijă. Caracterele filmului sunt părinții mei și cu mine. Eu am rămas în spatele aparatului de filmat, numai câteodată se aude vocea mea. E filmul care discută problema plecării, problema trăirii în Germania, problema unui copil care este cumva dus dintr-un loc într-altul spre bine, spre un bine poate neclar pentru acel copil în acel moment. Sunt reflecții asupra plecării, asupra situației omului departe de un anumit loc care poate ar fi acasă sau poate nu mai este. În orice caz este un film în care sunt foarte multe interviuri. Deci cei care nu iubesc filmul de interviu, mai bine să nu se uite. Unii oameni au zis că foarte multe interviuri și chiar la unele festivaluri au spus că de astea cu interviu nu mai luăm noi. Ceea ce e nasol un pic câteodată. Mai ales că ție ți-a plăcut? Da, ce mi se pare mie foarte relevant în tot filmul ăsta, dincolo de povestea asta frumoasă a plecării, da. Subiectul frumos, da, a plecării, e faptul că ai avut un mod de explorare antropologic al problemei, da, până și în zona asta de negociere a ceea ce se spune sau nu se spune în interviu. Da. Când tatăl tău refuza să vorbească despre Bobby. Da. Și de ce ai lăsat partea asta în film? Pentru că pentru foarte mulți oameni partea asta de negociere a poziției tale, da, ca autor și a personajelor tale, care din întâmplare sunt chiar părinții tăi, da, trebuie scoasă din film. Tu ai lăsat-o. Ai, da, lăsat să se vadă cum, practic, cum ajunge un film să fie film. Asta mi s-a părut foarte interesant. Da, și am vrut să arăt și asta, dar și cum ajunge o temă să fie dată în mod deliberat uitării și cum poate fi scoasă la suprafață și așa de tare scoasă încât să o arăți altora. Deci faptul că tata n-a vrut să povestească asta nu înseamnă că i-a fost lui rușine sau așa, dar n-a vrut să apară el în situația unui om care a făcut asta
pentru că el nu se simte așa și el crede că noi îl vedem așa cum crede el că se simte, dar noi îl vedem prin faptele sale. Nu am vrut să-l trag la răspundere, dar am vrut să arăt că sunt elemente pe care totuși nu poți să le faci nefăcute și să le uiți. De-aia am lăsat asta cu Bobby, discuția. Mi-a plăcut foarte mult și finalul în care zici că, de fapt, în momentul în care alegi să pleci și te întorci după câțiva ani, e așa ca un vis pe da. Care, din care te-ai trezit și nu mai știi despre ce e vorba, de fapt, da. În vis. Știi puțin despre cum a fost, da. Dar parcă totuși a trecut și nu mai există. Da, păi este și încă o chestie care e importantă aici, anume faptul că noi am plecat chiar în ziua în care a fost Revoluția și în momentul când am trecut granița, noi de fapt nu mai puteam să ne întoarcem în locul pe care îl știam, pentru că el se schimbase. Și asta pentru mine a fost ceva foarte trist, că de obicei când pleci undeva, stai la hotel și te gândești cum e acasă. Dar eu mă gândeam cum e acasă și știam sigur că așa cum mă gândesc eu nu mai e deloc. Deci mă gândeam la o țară pierdută pentru mine, în care nici n-am putut să mă întorc niciodată. Ne-am întors de Paști, deci la 4 luni după ce am plecat, dar deja oamenii vorbeau despre bani, deci ceva total deosebit de România pe care o părăsisem. Și asta și reflect în ultima propoziție. Unde ai încadra filmul din punct de vedere metodologic, să zic așa, sau ca o stilistică anume, și în același timp pe tine ca autor? Unde m-aș încadra? Filmul este un film un film care caută, deci un film unde mergi cu autorul într-o călătorie și autorul ca și publicul speră să găsim ceva. Și speranța de a găsi este și tematizată în film. Deci actul creației face parte din ceea ce se transportă și prin film. Unde te-ai încadra în breast la documentariștilor, să zic așa, ca abordare? Dar ce poți să mă oferi ca sertare? De exemplu, ești autor de film antropologic, observațional, whatever. Mie mi-ar place să fiu mai mult autor de film observațional, dar tema asta a fost foarte importantă și am făcut-o neobservațional. Înainte am făcut un film pur observațional, în care nu are niciun fel de interviu, despre regele paparaților de la Roma, pe care numai l-am urmărit 2 săptămâni, fără să vorbim cu el. Și din asta totuși s-a înțeles foarte bine, fără să zică el nimic, care e problema lui și ce se întâmplă acolo cu viața asta de paparazzo. Genul ăsta mie mi se pare poate mai interesant decât genul pe care tocmai îl prezint acum, numai că genul ăsta nu s-ar fi putut realiza cu așa o temă care este așa de mult în trecut și așa de ascunsă sub prafurile timpului. Deci eu sunt totuși deschis, dacă un film cere un alt mod de abordare, să mă plec modul și să-l fac așa cum ajungi cel mai bine la rezultate. Nu țin să... Practic zici că parecum tema ți dă abordarea, da. Și subiectul filmului. Da, da. Nu, pe mi se pare idiot să abordez fiecare temă, să o rupi așa încât să intre în sertar. Am și colegi care știu deja de acasă cum va fi filmul, care mi se pare plicticos, adică de ce să-l mai facem dacă știm cum o să fie. Și după aceea te risbești numai de probleme când nu dai de ceea ce credeai tu că e. Și atunci le minți și chestiile astea care nu se... Mă rog, toată lumea face, dar încercăm să reținem mai mici chestiile astea. Ce este un film documentar pentru tine? Ce înseamnă film documentar? Păi, filmul documentar cred că a însemnat multe lucruri în decursul istoriei sale. Pentru tine, ca viziune, cum ai defini foarte scurt filmul documentar? La întrebarea asta toată lumea are probleme. Nu, filmul documentar este un film care ne merge într-un loc și ne arată cum e acolo. Simplu vorbind. Și cu cât ne arată mai bine cum e acolo, cu atât e mai mișto făcut filmul documentar. Cum a învățat la, cum a spus Malinowski, to grasp the native's point of view.
Eu încerc să fac native point of view, mai mi-ar place. Natives. Points. Da, natives. Da. Poate. Da. Bun, cum se împacă chestia asta cu antropologia, cu filmul, pentru tine? Care l-ai făcut pe ambele cumva, ai fost educat de ambele moduri de a vedea lumea, dacă vrei. Păi, trebuie privit diferențiat. Bineînțeles că fiecare vede lumea cum crede el că este. Dacă noi prezentăm tot ce vor ei să ne spună, poate ieși un film la suprafață, pentru că interiorul omului poate să fie altceva decât proiecția lui idealizată. Deci trebuie un pic să te îndepărtezi de la purul etnologism și să intri și în substraturile lui, să vezi de ce el e așa cum vedem că e. Și atunci ne îndepărtăm un pic. Pentru că etnologia totuși vrea să vadă care este, ce este deosebit în această cultură, în acest individ. Dar dacă faci din asta un film documentar, atunci vezi că totuși în multe culturi sunt elemente comune. Și găsindu-le pe astea, ajungi să atragi un public de altundeva. Deci trebuie să amesteci un pic între etnologic și documentar. Ești prima oară la Astra, da? Da, prima oară. Ce ai auzit? Care a fost povestea din spate? Cum de-ai venit la Astra? Eu am vrut să vin în orice caz la Astra, pentru că eu fiind din Sibiu, am zis că dacă eu nu vin la Astra, cine să vină la Astra? Știi? Mai ales că și părinții mei sunt din Sibiu și se și spune în film odată cuvântul Sibiu, am zis că trebuie să vin la Sibiu. Și ai zis de la prietenul tău despre festival. De la care prieten? Ai zis că ți-a zis cineva... Un prieten mi-a povestit că festivalul Astra, de-aia am și vrut să vin. Un prieten din Germania, un regizor mai bătrân, a zis că a fost la Astra și că deschiderea era ceva foarte, foarte interesant, cu un alai de oameni care mergeau pe strada principală și în frunte era o formație de țigani care cântau muzică mișto țigănească și se bea și așa din mers și toată lumea se distra. Și am venit sperând că voi revedea acest alai. Dar nu înțeleg de ce e alaiul joi, dar cine a participat la alai? Voluntari pe biciclete anul acesta. A fost un alai reclamă, n-a fost pentru... Da, de obicei se pornea luni, da. Cea o tură prin oraș, se revenea... Cu țigani, cu muzică? Da. Ai, m-am pierdut alaiul. Dar o să vină, poate, pe scenă să ne cânte aceiași oameni. Păi, dar nu-i greu să găsești. Nu-i greu. Ok. E premiera filmului tău aici la Astra? Nu. Premiera a fost la Leipzig. Uh-huh. A trebuit să mă întreb unde am arătat filmul. Nu știu neapărat dacă e... Nu interesant. Dacă e premiera, dacă ar fi fost premiera, dacă era interesant. Nu, este premiera... Nici premiera românească nu este, pentru că premiera românească a fost la One World. Ok. E am concurență? Anul trecut, da? Da. Nu. Da. Nu, anul ăsta. Anul ăsta. Doi în primăvară e One World. Ah, ok. Cool. Ce să mai zic? Despre Astra nu te mai prea pot întreba, pentru că trebuie să vezi cum decur lucrurile. Da. S-a fost interesant mai spre final, da? Vedem, poate... Da, este bine organizat, ce am văzut până acum. Dăm două exemple de filme documentare românești care pentru tine sunt de referință și de ce au rămas pentru tine importante. Am văzut până acum puține filme, dar cele care mi-au mai rămas în memorie au fost acela despre Decreței și filmul despre un spital de nebuni pe care l-a făcut Alexandra Gulea. Ce ți se pare particular la el? Filmul despre Decreței era făcut în stil clasic, cu interviuri și cu material de arhivă, deci... Poate un film care poate fi vândut undeva, deci fără probleme stilistice. Și filmul cu nebunii era făcut foarte cu observare, în mod etnologic, foarte interesant, cu imagini căutate, cu momente de tăcere, un film foarte frumos. Cum vezi viitorul filmului documentar în România? Despre ce ai vrea să se vorbească în filmele documentare produse în România, cu și despre România în viitor? Întâi ar trebui să văd care este panorama filmului acum, ce s-a făcut și ce se face. Din ce am auzit, este elementul neaoș
foarte la modă, din ce am auzit colegi care iubesc ultimele filme, cu ciobani, cu chestii de astea. Se pare că au fost unele exemple reușite și pe mine m-ar interesa să se mai facă mai multe filme despre perioada comunistă, dar nu în stilul în care vorbim despre cei răi, ci în stilul în care vorbim despre ce am făcut noi toți pe atunci. Asta ar fi interesant. O să încerc și eu să fac un film în stilul ăsta. O altă temă care am încercat să o fac, dar n-am prea reușit pentru că am izbit de o mare aversiune din partea românilor, a fost un film despre scena manelelor, care mie mi se pare că este totuși caracterizantă un pic pentru poporul român, dar se pare că sunt numai eu care cred așa, dar astea sunt două chestii care mi se aproape că ar trebui făcute. Unul nu manele și așa, dar și ce s-ar mai putea face în România? O să poate vorbim după ce am văzut niște filme, că poate tot ce am vrut eu să se facă s-a făcut deja sau se face tocmai.